Alpinistul Horia Colibășanu, născut la Slatina, a fost desemnat de către Federația Română de Alpinism și Escaladă sportivul anului 2017 pentru ascensiunea pe Everest. Colibășanu este primul român care a urcat pe Everest practicând alpinismul pur. El a reușit o performanță sportivă remarcabilă la nivel internațional, urcând pe acoperișul lumii, fără oxigen suplimentar și fără ajutorul unei echipe de șerpași. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu o altitudine de 8848 de metri deasupra nivelului mării. Magistrații tribunalului Olt s-au mișcat repede anul trecut, soluționând cauzele sub indicatorul prevăzut de 11 luni vechime în materiile non-penale și 5 luni vechime în penal. Astfel, în anul 2017, în materiile non-penale, durata de soluționare a fost de circa 4 luni, instanța încadrându-se în gradul foarte eficient, iar în materie penală, această durată a fost de 2 luni, instanța încadrându-se tot în gradul foarte eficient. Azi e Miercurea Alarmelor. În intervalul 10-11 s-a desfășurat exercițiul lunar de alarmare publică, fiind declanșate echipamentele din cadrul sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă din toate localitățile județului ce dețin sirene electronice, pompierii pregătindu-ne astfel pentru dezastre. Cadrele didactice, inspectorii școlari și alte categorii de specialiști interesați sunt îndrumați de către Ministerul Educației prin inspectoratele școlare să participe la un chestionar online privind proiectele de plan cadru pentru învățământul liceal. Consultarea online, parte a dezbaterii publice, se efectuează în perioada 6-20 februarie. Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru postul de șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Salarizare IT, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Corabia. Candidații trebuie să aibă studii superioare, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, vechime de minimum 2 ani. 26 februarie este termenul limită pentru depunerea dosarelor. Pe 12 martie se va susține proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP.